onorată asistență. Evenimentul de azi este consacrat Zilei Independenței Republicii Polonia. Vom inaugura această manifestare cu audiția imnilor Republicii Moldova și a Republicii Polonia. Și au fost sărbătorite numai de două ori înainte celui de-al al doilea război mondial. În timpul Republicii Populare Polonie, sărbătoarea națională s-a transferat la 22 iulie. În anul 1989, Ziua Independenței din nou se sărbătorește pe 11 noiembrie. Polonia este al șaselea stat după populație în Uniunea Europeană. Are populație de 38 milioane de locuitori. Capitala istorică, orașul Cracovia și cea actuală, Varșovia. Este o republică compusă din 16 voievodate. Polonia exportă mașini și utilaje, metale inferoase, produse chimice, mărfuri ale industriei ușoare. Republica Moldova și Republica Polonia au stabilit relațiile diplomatice la 14 iulie 1992. Ziua Independenței este sărbătorită prin parade militare, slujbe religioase, diverse evenimente culturale și sociale și mai ales prin reuniunea familiilor și a celor dragi. Astăzi suntem onorați de prezența Maciej Kowalczyk, secretar ambasadei Republicii Poltonii la Chișinău. Valentina Volontir, șef Direcția Culturii a Consiliului Municipal Chișinău.
Și azi suntem onorați încă de prezența Krakow Duo în componența Jan Kalinowski, violoncel, și Marek Schlezer, pian. Ofer cuvântul domnului Kovalev. Dama dyrektor. Dziękuję uprzejmie za zaproszenie na dzisiejsze wydarzenie. Mulțumim frumos pentru invitația la evenimentul de azi. Już kolejny raz spotykamy się tutaj z okazji Dnia Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Nu este prima dată când ne întâlnim aici, cu ocazia Zilei Independenței Republicii Polonia. Które przypadnie 11 listopada. Care se serbează pe 11 noiembrie. Z tej okazji chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani dyrektor imieniu Bogatej, dyrektor szkoły artystycznej imienia Aleksieja Stypczy. Po această ocazie aș vrea să mulțumesc doamnei dyrektor a szkolii numele Stypczy. Pani dyrektor Departamentu Kultury w Urzędzie Miasta Chișinău. Și doamnei dyrektor a Departamentului Kultury a Municipiului Chișinău. Za udzielone wsparcie przy promocji polskiej kultury i wspólnych obchodach Święta Niepodległości. Pentru că ne-a acordat această ocazie de a serba împreună această zi. Chciałem też podziękować wszystkim występującym dzisiaj artystom, zarówno tym ze szkoły sztuki imienia Aleksieja Stypczy. De asemenea, aș vrea să mulțumesc artiștilor, atât celor din această școală, jak i gościom z Polski, zespołu Krakow Duo, ca și celor din Polonia, Krakow Duo, panu Markowi Schlezerowi i panu Janowi Kalinowskiemu. Jeszcze panu Markowi Schlezerowi. Domnul Marek Schlezer. I panu Janowi Kalinowskiemu. Czy domnul Jan Kalinowski. A państwu chciałbym życzyć udanego koncertu. Czy wreszcie să vă urez un concert minunat. Chciałbym również przekazać pani dyrektor podarunek od ambasady polskiej. Și doamne director, un prezent din partea ambasadei în Polonia. Da. Mulțumim frumos! Colegi, bună ziua, stimați copii, bună ziua, onorați oaspeți din cadrul ambasadei poloneze. Suntem onorați și plăcut surprins de fiecare dată când avem ocazia să organizăm asemenea evenimente care pun în valoarea de promovare a ambelor culturi. Astăzi fiind un moment special, Ziua Independenței Poloniei, tocmai este cel mai potrivit moment ca să ne adunăm și să facem schimb de acele, culturi și acele deprinderi pe care le-au căpătat copiii aici în școală, grație și susținerii ambasadei poloneze, dar și să admirăm artiștii care sunt aici prezenți, grație, la fel, atitudinei deosebite a ambasadei poloneze. Mulțumim frumos! În același context vreau să zic că avem și o bibliotecă bine amenajată în municipiul Chișinău, Biblioteca Mițkevici, care la fel este deprimitoare și o bună promotoare a culturii poloneze, aici, la noi, în Chișinău și în spațiul întreg a țării noastre, Moldova. Felicitări cu Ziua Independenței și să vă ajute Dumnezeu să menținem acel nivel a relațiilor pe care le-am obținut în Republica Moldova și Republica Poloneză. La mulți ani, Republicii Polonia! Vă mulțumim mult și acum vreau să prezint pe Daria Motriuc, eleva clasei A4, profesor Irina Bogataia, care va interpreta Chopin Vals opus 64, numărul 2, în Do diez minor. Thank you.
Invit pe scenă eleva clasei a treia, Martina Miola, care va interpreta Frédéric Chopin, studiu opus 25, numărul 2 în fa minor, Frédéric Chopin vals, opus 64, numărul 1 în re bemol major. Liceul Republican Serghei Rahmaninov, Liza Carol, care va interpreta acum Chopin Nocturn, opus 27, numărul 2, în re bemol major. Thank you.
deschidem scenă oaspeții noștri, Cracov Duo, așa se numește, și va prezenta Frédéric Chopin, introducția și polonez, opus numărul 3, și Tansman, două piese pentru violoncel și pian, melodie și capriciu. Thank you.
Mulțumim mult pentru așa prezentare. Și acum, cine dorește să rămâne la masterclass de pian, rămâne în sala mare. Cine dorește să asiste la masterclass pentru violoncel, în 310. Poftim! Смешно. Вот, что-то.
tehnică. Ce pătac? Thank you.
Это начало такое, конец, так кажется, что ты мог бы немножко более лично сказать. Thank you.
Thank you.
Отдельно. Отдельно, пожалуйста, тут все садись, найди на лучшее решение. Deoarece deja am ascultat, am auzit la concert, vom trece imediat la treabă. Este frazat foarte, foarte frumos și... O să trag atenția la două elemente. Unul... Primul, deci, chestiunea proporției în tempo, da? Iar al doilea, pedalizare. Da, putem de la început, da. Este foarte bine, dar există câteva mici elemente la care am putea un pic să lucrăm. Este scris original pentru 3. Și mi-o înțelege că domnișoara vrea să fie un pic mâna stângă relaxată. Iar dacă pedala este brusc, îi se dă drum, direct trece la 2. Aceasta are importanță, fiindcă este vorba de legato în melodie. Desigur, Chopin a vrut ca să fie asta selectiv și colega, deci, colectiv, selectiv a lucrat. Iar dacă deci relaxăm pedala, deci nu lipsește acest legat, da? Poate fi un pic mai lung. Țineți un pic mai lung, un pic mai lung. Trebuie să mențină la 3, aproape de 3. Ritornello.
Când este retornă. Când e retornă, da. To oczywiście przyspieszamy, to jest dobrze. Ne grăbim și asta este bine, dar grăbim procesul și este bine. Ale dar dar nu poate fi prea repede, fiindcă se pierde simțul valsa. Valsul. Aici sunt schimbări în scrierea autorului. Și el prima dată, deci ca prima etapă scrie crutche. Deci a doua oară, deci lungește frazele. Și asta, deci putem deduce doar că el singur a planificat ca să fie puțin mai repede. Dar nu chiar să exagerăm. Aici tot este un pic necesar să facem această diferențiere în pedalizare. Odată putem... Odată putem interpreta în așa fel ca să fie scurt și a doua oară un pic mai putem. Dar asta deja e la decizia domnișoarei. Atenția. Primul iarăși ține de pedalizare. Ar fi bine să păstrăm armonia. Хоче балсування? Так, так.
druga sprawa to jest kwestia, jak jest zapisane w wydaniu jedno miejsce, bo tu jest taki minuet w 76 takcie. I to nie jest minuendo tak naprawdę, bo jest tak. Aici nu este vorba chiar diminuendo, chiar de facto. Fraza este zawsze na diminuendzie, czyli... Domnișoara foarte frumos joacă legato. Ale, jednak, dar ar fi aici se cere un pic mai mult de armonie. Aș un pic mai intensiv. Necesar un pic mai mult de pus accentul pe mâna stângă. O prava e super, e un șfert de stângă. Dreapta este deci e minunat și se aude foarte, foarte, foarte frumos. Și dacă se va pune accentul un pic și pe stânga, nu va încurca drept.
Începem de la început și cu accent, deci cu stânga, mai mult cu stânga, deci accent pe stânga. Mai mult accent pe stânga. Foarte bine. Dar cu un pic mai relaxat. Iar domnișoara tânără are așa o articulație atât de frumoasă, minunată, că un pic accent pe pedal ar fi oportun. Un pic mai lung. Să fie, deci, întins, da? Deci, menținut. Dar trebuie să existe, să simțim că nu este absolut selectiv. Atunci nu are efect de smorțant. Prea mult. Deci există un efect de diminuendo. Dar iarăși e la decizia domnișoarei. Aici este un loc unde lipsește crescendo în mâna dreaptă. Să încercăm. Super. E bine, super. Bardzo dobrze, jeśli chodzi o tempo.
Este foarte bine dacă vorbim aici de tempo, deci cântă frumos. La sostenuto, de la mijloc, e un pic aș mai lent, aș... un pic mai mult accent pe stânga. Lipsește un pic acordul aici. Foarte frumos cântă 1, 2, 3, însă ceva aici lipsește. Aici unde este, se începe cu crescendo și culminația este la mijloc, ar fi oportun un pic mai mult să ținem tempo. Dar la culminație de lungit un pic. Dużo ją tym podnosi, że energia ją wyprzątek. Prawda. To jest tak, gdzie do przodu.
Deci această energie deci iese din interior când cântă cu dreapta. Deci vreau să îi copșești ce vreau să vă spun, și pierde în acuză, a nici nu este dobșor. Dobșor. Mulțumesc foarte mult. Felicit, deci felicit cum a cântat, nu este ușor, nu este ușor această piesă și a cântat minunat. Este foarte populară această piesă, să eu însumi când o interpretez, deci am ceva emoții. Aș atrage atenția aici la două momente. Primul ar fi iarăși pedalizarea. Iar a doua, deci interpretarea dinamică. Dacă vorbim de pedalizare, deci când domnișoara a interpretat, foarte bine, deci la nivel, deci a fost acest moment. Ce interesant și paradoxal, Chopin nu iubea această pedalizare și punea accent pe dinamică. Și chiar la concursurile lui Chopin toți avem probleme, aceleași probleme, că nimeni deci toți la capitolul pedalizare nu interpretăm deci totalmente așa cum trebuie. Desigur, acestea fără niște piese scrise la alt instrument. Dar nu chiar în așa stare ca unele, deci ca unele lucruri să nu le interpretăm măcar la nivel, deci mai aproape de instrument. Iar aici contează mult efectul care reiese din cum interpretăm instrumentul. De ține de instrument. Thank you.
zdrowiem tego tak bardzo dobrze. Deci aici, anumit în acest moment, portă... Ale trzeba zaufać autorowi za... Trebuie... Da, trebuie să avem încredere în autor și să ținem mai lung. Bo jak się słucha z zewnątrz, to zawsze jest za mało. Fiindcă când se aude din exterior, întotdeauna este mai scurt. Aici este vorba de contrast. I to jest ważniejsze z tego wszystkiego niż ściszenie, które zresztą zabrało. Și este mai important decât acea limitare a încetinire. Thank you.
schimbări sunt, deci trebuie să ținem cont de aceste schimbări și se va primi frumos. Foarte, foarte frumos. Și la noi în Polonia, când cântăm de Chopin, avem, să zicem așa, un mic război între noi, care se pune accentul pe stânga, care pune accentul pe dreapta. Când era mai tânăr, era tamar atunci era apogeul acestei așa numitului război. Și întotdeauna era rău, cum nu cântam era rău. Iar când a început să lucrez ca editor, chiar și a lucrărilor lui Chopin, deci mi-am dat seama că Chopin singur ne-a dat nouă libertatea aceasta să între stânga și dreapta cumva să, adică să conlucrăm, da, cu stânga sau dreapta. Aici, desigur, eu am vrut să arăt ca opțiune, dacă vrem să fim mai aproape de autor. Însă se primește frumos oricum. Forma originală l-a avut mult crescendo. Deci dacă să analizăm de fortepianul lui, era foarte sonor, da? Chestia asta era foarte sonoră. Eu singur eram uimit când pe prima dată am cântat această piesă. Foarte frumos. Mulțumesc.
ați fost alături de noi și sperăm că ne așteaptă nouă așa, tot așa întâlnire. Vă mulțumim mult, o săptămână reușită.